Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să abordăm aspectul religios, aspectul ce ține de viața cotidiană a fiecăruia dintre noi. Stimați telespectatori, invitatul nostru este unul special, este vorba de Preasfințitul Marchel, episcop de Bălți și Făleș. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic și vă mulțumesc pentru amabilitatea că ați dat curs acestei invitații. Bună seara! Preasfințite, vreau să începem cu un aspect care a fost foarte mult mediatizat atât în Republica Moldova cât și peste hotare. Mă refer la soborul panortodox. Ce e cu el? De ce se face atâta gâlceavă? Haideți să explicăm telespectatorilor pe îndelete. Ce nu este bine acolo? Cred că este foarte dificil să discutăm pe această întrebare, măcar pentru că această adunare care se tocmai acum se petrece pe insula Crit încă nu a finalizat. Pe lângă toate acestea vreau însă să spun că acest sobor nici pe departe nu este pan-ortodox, pentru că nu toate bisericile ortodoxe participă și nici ecumenicum vor unii să-l numească nu mai este, pentru că nu cuprinde, să zicem, reprezentanții tuturor curentelor creștine și iată, în sensul acesta, ecumenic, noi nu-l putem numi. Oricum, soborul până la urmă a fost gândit, a fost pus la cale pentru ca să se facă o analiză a activității bisericești în raport cu posibilitățile ei de a ține cont, de a ține piept, chiar dacă vreți, provocărilor care ne stau în față, care le aduce acum contemporanitatea, ziua de astăzi. Și pentru că ca să se desfășoare pe bună dreptate în spiritul cel mai creștinesc, cel mai frățesc acest sobor, și la care dacă participau toate bisericile atunci se numea pan-ortodox, evident trebuia de depășit unele divergențe, unele, eu știu, dificultăți de plan organizatoric și nu numai, și care până la urmă s-a dovedit că noi, familia bisericilor creștin-ortodoxe, n-am fost capabili ca până la această zi anunțată, în ziua în care trebuia să demareze lucrările acestui sobor, nu am ajuns cu toate problemele hotărâte. Iată, acest sobor era foarte necesar a se desfășura? Știți, cu referință la necesitatea lui, bănuiesc că nu mai era bătut în cui, anume vara anului 2016. Vreau să aduc la cunoștință că lucrările pregătitoare pentru acest sobor au demarat încă în depărtatul anul 1961. Și după cum se vede, ajungând în vara anului 2016, încă nu am finalizat toate lucrările de pregătire pentru lucrarea soborului. Anume aceasta a și trezit mai multor patriarhii, eu știu, temeiul de a refuza participarea la acest sobor și toate într-un glas, toți în unison, au rugat ca să se amâne lucrările acestui sobor, repet, nu să se anuleze, să se amâne, pentru un timp mai favorabil, atunci când vom depăși toate neînțelegerile, încă o dată zic, de plan administrativ și organizatoric și nici de cum de plan canonic sau de plan creștinesc. Spuneți-ne, vă rog, cum au fost aleși episcopii ce urmau să participe la acest sinod? Care au fost criteriile până la urmă? Vedeți, probabil că am să vă pot răspunde la această întrebare doar în reflectând selectarea cadrelor din partea Bisericii Ortodoxe Ruse, da, vă rog, parte componentă a care suntem și noi, Biserica Ortodoxă din Moldova. Vreau să zic că Patriarhul Kiril a cuprins aria extinsă foarte mult a întregii bisericii noastre și din fiecare zonă și din fiecare țară independentă, dar parte componentă a Patriarhatului Moscovit, el a ales persoanele respective, ținând cont de geografia extinsă, după cum am zis, dar și de statele unde își desfășoară canonic activitatea sa, bisericile, componente a Patriarhiei Moscovite. Vladica, în ce măsură poate biserica să țină pasul contemporaneității și în ce măsură poate preveni unele probleme? Pentru că deseori ați fost acuzat că de ce Vladica se implică în anumite probleme, nu știu, sociale, politice și așa mai departe. Și tot aici vreau să vă întreb, în ce măsură preoții sunt gata și pot face față acestor înfruntări pe care societatea le înaintează, vremurile?
Vedeți, probabil că ar fi bine să împărțim aceste întrebări, aceste bănuieli care sunt adresate preoților și care sunt adresate bisericii, la noi însă în societate toate sunt puse într-o oală și toate, ori în capul preotului, ori sunt pe seama bisericii lăsate și așa mai departe. Vreau în sensul acesta să fie clar pentru toți, nu atât preotul lucrează în biserică, ci harul lui Dumnezeu. Și să țină biserica piept la toate greutățile este ajutată, evident, puțin probabil și de preoți, slujitorii, cei mai vrednici, cei mai zeloși, cei mai râvnitori. Însă, totuși, până la urmă, ocrotirea bisericii, dăinuirea ei peste vremuri și peste spații, este condiționată de lucrarea a tot sfințitoare a Harului Sfântului Duh. Vedeți, Hristos când a întemeiat biserica s-a adresat către Petru, pentru că probabil era mai aproape atunci, dar și mai aprins în credința sa și i-a zis, tu ești Petru și pe piatra credinței tale voi zidi biserica mea, zice el, și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Vedeți, dacă asupra bisericii se întețesc chiar și puterile întunericului, vă dați bine seama că aici omul, adică preotul, este prea puțin putincios să ține piept. Încă o dată zic, dăinuim și ținem piept la toate provocările care ne le pune în față în contemporanitatea, ziua de astăzi. Eu știu, și chiar și credincioșii noștri, doar numai datorită Harului Atotsfințitor a Duhului Sfânt. Biserica, până la urmă, și are misiunea sa, care trebuiește înfăptuită, nu fără de preot, ci cu preot și preotul în cadrul bisericii, de a predica cuvântul adevărului, cuvântul dumnezeiesc. Aceasta este prima primordială misiune a bisericii, alăturat de chemarea Duhului Sfânt, adică de epiclezie, este un termen împrumutat de la greci, chemarea Sfântului Duh și nu doar numai la sfințirea darurilor, la Sfânta Liturghie, Sfânta Împărtășanie, dar în genere, peste poporul credincios, peste sufletul cel necăjit și dosedit, chemarea Duhului Sfânt cu lucrarea Lui Atotsfințitoare este atât de necesară și ea vine de la Dumnezeu doar numai prin intermediul bisericii. În sensul acesta, biserica, până la urmă, va ținea piept pentru că este o instituție, nu a mea, nu omenească, ci este, deși este pământească, însă este o instituție dumnezeiască și nu odată am zis, probabil că și în cadrul unei emisiuni, poate chiar la dumneavoastră în studio, chiar dacă este o instituție pământească, biserica, activitatea ei nu se mărginește cu hotarele pământești, ci se extinde chiar și în veșnicie. Ea, biserica, întâlnește pe tot omul ce vine în această lume, punându-i la îndemână tainele, ierurgiile, nerugăciunile, îl însoțește, îl întărește, îl crește, îl educă, îl maturizează prin rugăciune și prin desele spovedanii, împărtășanii și chiar atunci când omul se călătorește. Chiar atunci când sufletul își părăsește casa sa, trupul, și pleacă în eternitate către Dumnezeu, biserica chiar și atunci îl însoțește cu rugăciuni adresate lui Dumnezeu să îi se odihnească sufletul cu drepții. Așa deci, biserica ține piept, inclusiv cu preoții, împreună cu slujitorii ei, pentru că și noi suntem nu slujitori, doar clădirii de piatră care prezintă biserica în înțelesul nostru, ci suntem slujitorii bisericii lui Hristos. Spuneți-ne, vă rog, Sfinția voastră, ce punct de vedere împărtășește raportat la dialogul cu alte biserici, cu alte culte? Altfel fiind spus, ecumenismul, da? Da. Deci, eu personal vă voi spune părerea mea față de ecumenism, dar nu înainte de a vă spune ce înseamnă ecumenismul, vă rog. Ce prevede. Ecumenismul, mai întâi de toate, este o mișcare creștină, cel puțin se pretind toți creștini care intră în componența, care fac parte din această mișcare și prevede dialog, doar dialog, pentru că prin dialog ne cunoaștem, prin dialog noi ne facem mai aproape sau dimpotrivă ne depărtăm unii de alții, prin dialog, prin vorbă, grai viu, noi cunoaștem ce avem comun cu cineva, poate avem unele și aceleași unghiuri de privire asupra unor probleme. Așa deci, dialogul este undeva temelia ecumenismului care astăzi încearcă să fie depășită. Adeseori este chiar și undeva, eu știu, pusă la dubii, pusă la încercare, pusă la îndoială, zicându-se că
ecumenismul ar trebui să demareze de la dialog la o rugăciune comună. Iată, aici sunt categoric împotriva ecumenismului, astfel de ecumenism, care ar prevedea rugăciunea mea, a ortodoxului, cu fie, eu știu, cu un reprezentant a unei secte, pe care nici, poate nici Dumnezeu nu știe. Noi oamenii poate nici n-am auzit-o. Așa, deci, întâlnirile acestea undeva au ceva și pozitiv, pentru că, încă o dată zic, se cunosc laturile atât a unui curent religios, cât și a altuia și a tuturor celor care se adună la o masă de dialog. Însă atunci când se vorbește despre rugăciunii comune, eu categoric condamn astfel de ecumenism. Rămânând în albe ceea ce spuneți dumneavoastră, de fapt în ultimii ani în întreaga lume s-a conturat tot felul de mișcări, neînțelegeri și așa mai departe, lucru valabil de altfel, aș îndrăzni să zic și în biserică, pe teritoriul Republicii Moldova, dacă sunt documentat suficient, avem aproximativ 5 mitropolii. Cum se întâmplă că ele apar, aș îndrăzni iarăși să zic, ca cipercile după ploaie și în ce măsură, de fapt, putem vorbi de canonicitatea unora și despre existența lor de reieșind din dreptul canonic. Aici e marea problemă. Bănuiesc că dumneavoastră ca ierarh cunoașteți mult mai multe despre lucrurile astea. Da, cunosc spre regret. Avem, cunosc, așa zis, și patriarh pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să zic, stimate domnule Vlad, rămâneți un pic în urmă de viață. Nu 5, dar 9 metropolii. 9, da. Da. Parcă este, eu știu, un moment care ne trezește undeva și zâmbitul, dar până la urmă aceasta este, dacă vreți, o alarmă. Și uitați-vă, cred eu că este bine ca să înțelegem până la urmă esența și sensul în întregime a acestor înregistrări și cu și fără treabă, dacă vom cunoaște următoarele. Conform barometrului de opinie publică sau recensământului din 2004, dar și barometrele de mai recente, vă zic mai aproape de anul 2016, se menționează că 93,34% ar fi de credință ortodoxă. Noi avem metropolii nu numai ortodoxe, cel puțin numai una canonică. Avem pe lângă aceste 9 metropolii, vă dați bine seama, undeva, după cum spun unii oameni, eu nu țin mâna pe pulsul acestei probleme și mă pot undeva, eu știu, greși, dar după cum spun unii oameni care sunt cunoscători de cauză, în jurul la 60 de curente religioase, secte, sunt înregistrate în țara noastră. Dacă aici e pur și simplu o matematică sau să zic chiar mai jos decât matematică, o aritmetică, ce pe care am studiat-o eu din clasa 1 până între a 4-a, dacă e din 100 să scădem 93,34, atunci rămân 6,66%. Dintre ei, undeva un procent sunt necredincioși, atei, un procent și vreo 20% sunt egoviști, încă vreo un procent sunt baptiști, mai sunt încă multe altele, eu știu, care mai au la număr undeva 0,3% și câteva zecimi din procente. Închipuiți-vă cam câți membri au aceste 60 de secte înregistrate în țara noastră. Dacă să scădem 93,34 pe urmă 1,2 minus încă un procent, rămân în genere undeva un procent și jumătate la vreo 60 de secte. Mă întreb, unde este raționalitatea înregistrării acestora? Oare reflectă o necesitate duhovnicească a unor persoane? Nu. Bănuiesc eu, am făcut pentru mine o analiză și am ajuns la concluzia că aceasta este pur și simplu un business. Pentru că 10-15 oameni care pot să înregistreze un cult, fiind cumpărați de cineva, luând niște bani, își dau acordul să fie înregistrate o sectă sau alta, un cult sau altul. Și iată, în sensul acesta, iarăși oamenii care cunosc în cauza acestă, mai bine zis, această problemă în esență, spun că unii și aceleași persoane sunt fondatorii la vreo 10, poate chiar 12 culte religioase. Bănuiesc că nu în zădar țara noastră, conducerea de la Chișinău și în genere economie, cum merg treburile în țara noastră? Vedeți, călcăm cam cu stângul. Parcă, știți, parcă nu-i cu Doamne ajută. Bănuiesc și aceasta este cauza, pentru că stricăm legea noastră și poporul nostru creștin din talpă,
pentru ca să plăcem cuiva, eu știu, să facă cineva bani, sau să plăcem la cei din Europa care cer probabil aceste înregistrări și cu și fără treabă. Iată, vă zic că din cele 9 metropolii, numai una, metropolie Moldovei, este canonică. Își desfășoară canonic și legitim în spațiul nostru, legitim am în vedere după legea creștinească. Își desfășoară activitatea. Pe când celelalte sunt așa, cam sărite ca tâlhare peste gard, pe aiurea, cum spune Sfânta Evanghelie. Hristos zice, eu sunt ușa, cine intră prin mine se va mântui, cine nu intră prin mine se va pierde și cine intră prin mine este, să zicem așa, legitim, dar cine nu prin mine înseamnă că sare pe aiurea și de aceea nu ascultă oile în sensul frumos, duhovnicesc al cuvântului, turma, nu ascultă de ei. Spre regret, avem multe metropolii, aceasta reflectă, aș zice eu, capabilitatea, dar și purtarea de grijă a conducerii de vârf a țării față de poporul nostru oropsit, care slăvește numele lui Hristos, cu mult înainte de a se organiza într-o structură statală, am în vedere că poporul de pe aceste locuri era creștin cu mult înainte de anul 1359, când a fost inaugurată sau, eu știu, formată statalitatea moldovenească sau țara moldovenească. Bănuiesc că odată ce conducătorii nu țin cont de rădăcinile noastre străvechi, de rădăcinile noastre seculare, cred eu că nu e departe să ajungem când vom rămâne fără rădăcini, vor fi smulse. Și la sigur, acum se urmărește scopul și în felul acesta, înregistrând multe metropolii, multe curente religioase, se urmărește scopul să ne lipsească de reperele morale, pentru că o societate lipsită de repere duhovnicești, de repere morale, se transformă într-o gloată ușor manipulată. Vladica, ce facem cu tainele săvârșite de acești preoți? Știți că este o problemă strigătoare la cer. Vreau să zic că acești numiți preoți, în ghilimele îi numim preoți, pentru că știți cu ce se deosebesc, cu ce mă deosebesc eu de dumneata? Preot de nepreot. Eu sunt sfințit, dumneata nu. În rest, suntem aceiași. Și deci aceștia preoți care îmbracă ca și mine reverenda, rasa, care îmbracă o cruce mare, o barbă lungă până la brâu, dar nu au har, nu sunt sfințiți, rămân a fi pur și simplu oameni de rând, civici, laici. Și iată, ei se apucă să facă taine, să facă ierurgii, să sfințească case. Bine, ierurgiile, înmormântările, se poate de le repetat. Dar se apucă să cunune. Trăiesc oamenii perechile necununați o viață întreagă fără să-și dea seama. Doar văd că nu le prea merge în familie, dar nici prin gând nu le trece. Că uite, deși am fost la biserică, dar până la urmă am rămas necurunat, neținând cont că s-au dus la un preot care nu este preot. Vladica, rămânem albi a celor discutați și vreau să vă întreb. Întotdeauna s-a pus mari speranțe în tineri. Tinerii sunt considerați viitorul unei țări. Cât de des îi vedeți sfinția voastră în biserici, iată când mergeți și în parohii, dar și la bălți, unde slujiți? Să știți că aceasta ar fi o problemă, nu o problemă, un eveniment ieșit din comun. Îmi aduce într-adevăr o alinare sufletească. Nu vreau să zic că crește în progresie geometrică frecventarea de către tinerii bisericii, dar făcând o comparație cu un an jumătate, doi în urmă, vreau să zic că astăzi avem mult mai mulți tineri în biserică. Bănuiesc că îi aduce conștientizarea, setea, conștientizarea creștinismului, de a fi credincios, de a fi următorul lui Hristos, de a fi frecventatorul bisericii, sete de cele duhovnicești și mai ales dacă în biserică, pe lângă o înghițitură de aghiazmă, o bucățică de nafră, mai răsună și un cuvânt de predică a preotului, convingător, care, dacă vreți, alinează, ajunge, atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului, aceasta ne creează un temei să credem că acest tânăr, acest om care a frecventat astăzi biserica, va mai veni și mâine. Este un rezultat benefic și a predării religiei în școală? Fără îndoială că este undeva, eu știu, se reflectă, toate aceste componente adunate la împreună, numai decât cu un rol aparte îi revine școlii. Dar la acest capitol vreau să zic că lasă foarte mult de dorit, anume această problemă, predarea religiei în școală, această întrebare. Bănuiesc că trebuiește revizuită chiar din temelie. Bănuiesc că trebuie să fie introdusă în nu opțional și nu doar ultima oră și nu la discreția copilului, dar trebuiește introdusă ca obiect
ca și celelalte obiecte umanitare, conform orarului, și să fie cel puțin 2 ore de religie în fiecare școală, în fiecare clasă, pe săptămână. Oameni buni, este știut faptul că dacă nu va lucra mai mult preotul în școală, nu își va face apariția mai des, nu va veni cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățătura creștinească în fața copilului, va avea mult mai mult de lucru polițistul din stradă. Mai este o lege de asemenea care poate nu este scrisă, dar nimeni n-a anulat-o. Atât timp cât noi nu vom zidi sufletul creștinului, mai ales generația în creștere, vom fi nevoiți să zidim mai multe, scuzați-vă rog, închisori. Pentru că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Numai frica de Dumnezeu, care este în aceeași măsură și dragoste de Dumnezeu, îl poate opri pe om, fie în vârstă, fie în tinerețe fragedă, de la multe rele. Iarăși, vedeți, discuția noastră se încheagă logic. Apare o întrebare firească. Cât de mulți candidați la hirotonie aveți în ultimii ani? Numărul acestora este într-o dinamică sau ne menținem pe aceeași linie? Pentru că avem școli teologice, avem tot felul de posibilități de a ne instrui și așa mai departe. Vedeți, răspunzând la această întrebare, este bine să ținem, să ținem cont de următoarele. Nu școlile teologice au nevoie de preoți candidați la hirotonie, dar bisericile. Totdeauna numărul preoților a fost condiționat de numărul bisericilor. Vreau să zic că sunt mulți, într-adevăr, sunt mai mulți candidați la hirotonie în preot decât avem noi necesitate. Dacă e să răspundem pozitiv la toate cerințele foștilor studenți, adică studenților care au absolvit teologia și care vor să îmbrățișeze preoția, noi am umplea lumea de preoți, dar fără parohii, fără turmă. Și iată de ce suntem într-o măsură sau alta puși în unele hotare de restricție, să ținem legătură cu ei de la caz la caz, doar la caz de necesitate. Fie că cineva, eu știu, a îmbătrânit, nu mai poate sluji. Este nevoie să hirotonim alt preot, să dăm în satul respectiv, să numim în satul respectiv la parohie respectivă. Doar numai atunci îi sunăm și îi chemăm, mai verificăm încă o dată pregătirea lor pentru hirotonie, pentru că știți, ochii care nu se văd se uită. Și dacă a făcut școala 3-4 ani în urmă, este necesar să mai împrospătăm un pic cunoștințele. Așa că candidați la hirotonie avem. Avem chiar de unde alege. Și chiar ne permitem luxul acesta să alegem, să selectăm. La ora actuală nu hirotonim fără studii. Deci fără studii nu hirotonim. De acum, de câțiva ani, nu știu de când a elaborat, nu mai țin minte din ce an a elaborat directiva aceasta metropolitul Vladimir, și se respectă în toate eparhiile și hirotonim doar pe măsura necesității. Fie că, mă rog, viața este viață, s-a trecut cineva, s-a călătorit cineva. Este nevoie, atunci chemăm și hirotonim. Sau cineva s-a îmbolnăvit, iată un caz bunăoară, chiar în eparhia de Bălți. Un preot a slujit 13 ani într-o parohie și acum chiar ieri a venit la mine, te rog să mă eliberez, vreau să mă retrag undeva într-o mănăstire pentru că mă părăsesc puterile fizice, sănătatea și uite, vreau să fiu la liturghie, să mă împărtăș în fiecare sărbătoare, dar nu mai pot duce slujba. Așa că suntem în căutarea, în alegerea, mai bine zis, a unui preot, a unui candidat la hirotonie pentru satul acesta. Haideți să vorbim un pic despre tehnologii informaționale, biserică, societate, revoluție tehnico-științifică. Ce cu toate aceste noțiuni? Se regăsesc ele în biserică? Cum privește? Să știți că, da, biserica întotdeauna a binecuvântat și s-a bucurat de performanțele tehnologice, electronice sau de altă natură și le-a binecuvântat să fie spre ușurarea vieții creștinului. Și atât timp cât ele ne aduc un folos, desigur că sunt benefice, sunt binevenite și sunt, dacă vreți, undeva, eu știu, agreate, să nu zic chiar binecuvântate, de biserică. Însă sunt unele care trec peste aceste hotare despre care noi vorbim. Hotarele morale care ar aduce nu zidire, ci dimpotrivă risipă sufletului, iată pe cele le condamnăm și îndemnăm creștinii să se abține de la ele. Cu toate că aici, anume în acest punct, probabil se concentrează o luptă
nu atât pe viață, nu atât, da, pe viață și pe moarte, hai să o numim așa. Pentru că unul și același calculator poate aduce atât folos sufletului, atât folos omului, cât poate îi aduce și daună. Rămâne până la urmă să apelăm la conștiința creștinească a fiecărui folositor de aceste performanțe tehnice și să îndemnăm ca să le, cu discernământ, să le desparte. Uite, aceasta ce e de folos, da, poftim, dar ceea ce îmi strică, uite, resping cu vehemență. Foarte multe acuzații sau foarte multe discuții au fost generate de această noțiune de identitate națională, reieșind din faptul că Biserica Ortodoxă din Moldova este subordonată canonic Patriarhiei Ruse. Întrebarea este una tranșantă. În biserică există identitate națională? Cum se manifestă? În biserică există identitate creștinească. Dacă vom împărți biserica după naționalitate, să știți că noi trebuie să renunțăm la Hristos, care a pășit pragul acestei lumi, provenind, îmbrăcându-se în trup, dintr-un neam evreiesc. În sensul acesta ne numim și noi evrei, dar suntem poporul Israelului celui nou, cel nou, adică încreștinat, crescut, educat, format după legea creștinească, după legea lui Hristos. Este o greșeală, este o abatere de la canoane, este o, dacă vreți, chiar de la bunul simț, atunci când noi încercăm să politizăm, să naționalizăm biserica. Pentru că dacă pășim așa și credem așa și procedăm așa cum a sunat întrebarea, mâine pui mâine vom zice ucraineanului sau românului sau bulgarului, ieși din biserică, că uite, nu-i biserica ta. Este o rătăcire și iată de ce vă zic că în biserică este identitate creștinească. În rest, culoarea pielii, apartenența națională, cetățenia, starea socială, locul în pătura socială, în societate, în genere, absolut nu joacă niciun rol. În ceea ce privește apartenența Bisericii Ortodoxe din Moldova în jurisdicția Patriarhiei Moscovei, slava Domnului că așa este, pentru că noi ne folosim de acoperirea duhovnicească a rugăciunilor Sfinților Bisericii Ortodoxe Ruse, parte componenta care suntem și noi. Știți că cel mai mare alai de sfinți îl are anume Biserica Ortodoxă Rusă. Eu nici nu-mi închipui cum ar trebui să-l considerăm noi pe Sfântul Serafim Sarovski de la Sarov, sau pe Sfântul Serghii de la Radonej, sau pe Antonie și Feodosie de la Chievo-Pecerska, sau pe Ivo de la Poceaiu și Amfilohie de altfel, tot de la Păceaiv. Cum am putea noi să renunțăm la dânsii? Încă o dată zic, aceste discuții care se demarează în societate pe marginea acestei probleme de naționalitate, biserică națională și așa mai departe, este pur și simplu o dovadă a unei minți rătăcite sau a unei minți poate prea deștepte, numai nu creștinește. Cum a făcut-o de altfel unii din politicienii noștri, astăzi am să-l numesc pe unul, domnul Vlad Kubeakov. I s-a pierdut și urmele, pentru că el este autorul dezbinării Bisericii Ortodoxe din Moldova și așa îi așteaptă, aceeași soartă îi așteaptă pe toți dezbinătorii, nu doar pe Kubeakov, pentru că el a introdus elementul național în biserică. Dragă, biserica, după cum am zis, nu se mărginește cu hotare pământești, nu ține cont de pașaport. Mâine poi mâine, după Kubeakov, trebuie să se atribuim lui Hristos pașaport românesc. Iarăși o rătăcire în genere, eu nu știu, o minte dementă, o rațiune dementă, mai bine zis, pentru că să nu fac o cacofonie din acestea. Categoric, nu. Îndemn la toleranță, îndemn la o frăție creștinească pe reprezentanții tuturor naționalităților, fie rus, fie român, fie moldovean, fie ucrainean, fie belorus, fie eu nu știu cine ar fi. În fața lui Dumnezeu și în biserică suntem frați, pentru că avem un Tată Ceresc, care este Dumnezeul nostru, Cel din ceruri. Dacă nu mă înșeală memoria, în Biserica Ortodoxă din Moldova avem și o comisie ce se ocupă de canonizarea, cel puțin a două cazuri au fost discutate. Vreau să ne informați, care au fost rezultatele acestora? Așa este într-adevăr, prin decretul Metropolitului, sau mai bine zis decretul sinodal, dar evident semnat de președintele sinodului Metropolitul Vladimir, a fost formată acum câțiva ani o comisie în frunte cu episcopul de Ungheni și Nisporen Petru, care are misiunea să colecteze materiale din viața unor persoane
de talie bisericească sau care s-au manifestat pe tărâmul bisericesc și să le înainteze la Comisia Patriarhală pentru avansarea lor în ceata sfinților, în tagma sfinților. Iată, recent, Vladica Petru a izbutit să colecteze materialele necesare și a avut un succes, mulțumim lui Dumnezeu că l-a ajutat pe el, ceea ce înseamnă că și pe noi, că a convins membrii Comisiei de la Moscova și au acceptat canonizarea Sfântului Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni și a Preacuvioasei Maicei noastre Agafia Boleașei, mai zice, de la Cușlăuca. Vreau să zic că aceste meritul lui Vladica Petru și a comisiei conduse cu mult augur de el este constant faptul că au izbutit să, încă o dată zic, să colecteze volumul acela de materiale, numărul acela de minuni care s-au săvârșit, mai ales la Boleaș și Agafia, minuni care s-au săvârșit la mormântul ei și acestea s-au așezat în temeiul hotărârii Comisiei Patriarhale de canonizare a Sfinților. Așa că în sensul acesta să ne felicităm noi creștinii din Biserica Ortodoxă din Moldova, căci de acum recent, un timp oarecare, cred că vreo lună bună în urmă, de când mai avem încă doi sfinți de origine moldovenească care s-au manifestat în viața lor pământească, dar și în activitatea lor bisericească, anume pe acest pământ. Metropolitul Gavril a fost chiriarhul metropoliei sau arhireul eparhiei de Chișinău și de Hotin, adică a călcat pe aceste pământuri pe care călcăm și noi, dar cuvioasa Agafia și-a dus viața pământească în mănăstirea Cușlăuca, actualmente în raionul Șoldănești. Așa că avem temei de mândrie, de bucurie duhovnicească. Preasfințite, vreau să revenim un pic la Episcopia de Bălți și Fălești, în fruntea căreia sunteți. Vroiam să vă întreb un lucru iarăși tranșant. Spuneți-mi, vă rog, în această episcopie se roagă pentru conducerea țării? Categoric nu. De ce? La 25 mai 2012, scuzați-vă rog, atunci când, of, Doamne, conducerea asta a noastră a înregistrat, ne-a egalat în drepturi cu minoritățile sexuale și pentru că n-a ținut cont de originile noastre creștinești, n-a ținut cont de doleanțele noastre, n-a ținut cont de rugăciunile noastre, de rugămintile noastre, și până la urmă au trădat chiar promisiunile lor spuse doar cu 3-4 zile înainte de aceasta, pronunțate în fața poporului, atunci am înțeles că această conducere este anticreștină și am dat indicații preoților din eparhie de Bălți să nu mai pomenească conducerea statului. Ne rugăm pentru ei, dar să le stea Dumnezeu în cale și să-i întoarcă înapoi rușinați de la planurile acestea distrugătoare de suflet. Pentru că ce comun putem să avem noi cu ei atunci când noi zidim, dar ei risipă. Noi adunăm picătură cu picătură, fărâmitură cu fărâmitură, bucățică cu bucățică, spre a face sufletul acesta mai bun, spre a-i trezi sentimentul fricii și dragostei de Dumnezeu. Și ei vin cu educația sexuală, scuzați-vă rog, în școală, începând cu clasa a 4-a sau a 5-a. Nu știu bine, nu mai țin minte bine. Sau când permit la rătăciții acestea, la urăciunile acestea, așa îi numește Sfânta Scriptură, fac care v-au chemat și în instanță de judecată, da, de altfel. Ei bine, eu cu dâns și mă descurc. Este vorba că ei atentează la curățenia sufletească a copilului. Copilul, generația în creștere, în genere, care încă nu s-a format bine, nici moralicește, nici creștinește, deja este afectată cu concursul celor pe care noi am cocoțat în jâlțurile moi să ne conduc țara. Dar în ce relație sunteți cu primele persoane? Da, nicio relație. Și nici nu vreau să am cu dâns și nimic. Ce poate să aibă comun lumina cu întunericul? Sau doba cu crucea, cum se vorbea odată, cândva, când vroia să facă Ministerul Culturii și Cultelor împreună. Ci dacă noi zidim, noi semănăm sămânța creștinismului în societate, dar ei risipă, seamănă numai bruian, numai pălămidă, numai neghină, păi nu vreau să am nimic cu dânsul, Dumnezeu cu dânsul. Tare mă rog să se ducă o dactă de la conducere și tare de asemenea mă rog să trimită Dumnezeu o conducere mai cu care ar purta grijă de acest popor.
cu minte, care știe prețul pâinii, care știe să se roage, care știe să fie recunoscător, numai să nu dea cu piciorul noi, să nu ne întoarcă spatele așa cum o fac deștepții ăștia de la conducere. Ne dau bună ziua numai atunci în perioada preelectorală, atunci în preajma alegerilor. În rest nu ne știm, nu ne cunoaștem, ei cu viața lor și noi cu problemele noastre, legând tei de curmei, iată așa ne trăim din patru în patru ani. Nu vreau să am nimic comun cu dânșii și nici nu am de gând să-mi anulez decretul meu, până când ori ei se vor corecta, ori se va schimba o conducere mai creștinească. Vreau să vă întreb, în ultimul timp, foarte mulți colegi, aș îndrăzni să zic, și de breaslă, din care fac și eu parte, sunt cu ochii pe activitatea bisericii, aș zice mult mai minuțios căutând, iarăși aș utiliza un termen destul de interesant, tot felul de senzații. Cum privește biserica relația asta cu media? Cât de bine ne facem noi meseria și cât de deschis este biserica pentru a furniza aceste informații? Pot răspunde la această întrebare doar selectiv. Vă rog. Pentru unii da, pentru unii nu. Sunt unii dintre dumneavoastră în fața căror eu îmi descoper creștetul, cinste, onoare, stimă. Dar sunt unii pe care nici nu vreau să le pomenesc numele, nici să-i scriu măcar pe hârtie, cum zicea cândva cronicarul, să nu-mi spurc penița. Pentru că și printre dumneavoastră sunt de cei care nu conștientizați, scuzați, vă rog, nu conștientizați până la urmă esența jurnalismului. Vă faceți părtinitori, lucrați la comandă, unii zic, unii dintre dumneavoastră. Sunt o parte bună. Întotdeauna oamenii buni, inclusiv jurnaliștii buni, sunt mai mulți. Poate ei sunt mai puțin, mai rău organizați, poate mai puțin se evidențiază. Sau poate și lumea mai puțin le trage atenție, pentru că un reportaj bun, să zic, obiectiv, se primește și se privește și se primește de către societate ca un lucru normal. Poate ar trebui să vă spun mulțumesc și vă zic, iată, dați-mi voi să vă zic mulțumesc acestora. Dar nu se prea trage atenție la acestea, pentru că un lucru normal este o normă, să fie normal. Pe când cineva denaturează tot, întoarce tot, pune cu capul în jos, din om ne om face. Iată acolo, societatea mai mult discută și mai mult pronunță numele acestor jurnaliști care până la urmă își permit să facă din breasna jurnalismului pe care o stimez, pentru că undeva aveam și eu niște gânduri până a deveni preot, poate să devin undeva și jurnalist, deci pe care o stimez și ei vreau să vă zic că vă fac un serviciu, un deserviciu mai bine zis. Vă strică undeva numele, vă strică undeva, eu știu, dacă vreți, imaginea în societate. Așa că mă bucur că sunt jurnaliști, sunt marea majoritate, sunt mult mai mulți oameni de treabă, oameni care sunt până la urmă, privesc obiectiv la lucruri și lor încă o dată, în fața lor mă plec în numele tuturor celor care apreciază obiectivitatea jurnaliștilor. Preasfințite, ce înseamnă astăzi a fi episcop? Poate în Biserica Ortodoxă din Moldova și în general, cum decurge ziua unui episcop? Cât de încărcată este agenda? Vai de capul lui! Este, oameni buni, într-adevăr o cruce grea, dar eu sunt cel care am îmbrățișat-o conștient și nu mă plâng pe ea, pentru că o pot duce, din simplu motiv că Dumnezeu nu-mi dă mai mult decât pot eu duce. Așa deci, vreau să zic că episcopia sau arhieria, mai întâi de toate, este responsabilitatea în fața lui Dumnezeu. Responsabilitate în fața conștiinței proprii, responsabilitate și credincioșie față de poporul acesta oropsit, acest necăjit, care este amăgit de mulți, să nu zic de toți, și care vine în, poate în ultima instanță așteptând o mângâiere de suflet în biserică. Iată, cel care conștientizează acestea trebuie, sau cel puțin așa trebuie să conștientizeze un episcop. Să zic că eu am o agendă foarte, foarte încărcată, că nu aș avea, eu știu, timp pentru... Nu este chiar atât de încărcată. Însă responsabilitate, însă greutate duhovnicească este destul. Poate chiar pentru doi, zic de mine. Pentru că, oameni buni, dacă un preot, fiind mai minor în cinul său, evident și cu mai puțină responsabilitate ar putea să treacă pe lângă unele evenimente neplăcute, destrugătoare de suflet,
atunci nu am dreptul moral și eu să trec pe lângă acestea. Iată de ce în fiecare dată eu, episcopul Marchel de Bălți-Șfălești, nu m-am ascuns după spatele preoților, ci am mers întotdeauna în fruntea lor și am zis nu celui care trebuia să-i zic nu. Am considerat eu că trebuie să-i zic nu. Întoarce înapoi, că ai greșit calea. Iată de ce de multe ori sunt bănuit de multe amestecuri în politică. Nu este amestec în politică, ci este, dacă vreți, un paznic a avutului nostru duhovnicesc, a avutului, a tezaurului nostru bisericesc. Dacă politicienii n-ar îndrăzni obraznic și grosolan să sară pe aiurea și să trădeze, să univa, să diminueze meritul bisericii, sfințenie bisericii, eu în veac nu le-aș pomeni numele, dar mă impun să le pomenesc numele. Vladica, mai avem o minut în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să veniți cu un mesaj, pentru că suntem la începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Se cere o altă trăire, se cere o altă viziune, dacă vrem, asupra tot ce ne înconjoară. Care ar fi mesajul preasfinției voastre pentru toți telespectatorii noștri? Dat fiind faptul că suntem în prag de post, într-adevăr, este bine să ne revizuim. Să ne revizuim, să facem o analiză a activității noastre, fiecare la locul său de muncă. A activității noastre creștinești, dacă vreți. Și postul tocmai vine, care este reținere în fond, dar și lucrarea asupra omului, fiecare trebuie să lucreze ca să devină azi mai bine, mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi, adică să lucrăm fiecare asupra desăvârșirii noastre. Eu vă doresc să atingeți acest criteriu și doresc tuturor, absolut tuturor și mie în același rând, să nu avem niciodată datorii față de conștiința noastră creștinească. Preasfințite, eu țin să vă mulțumesc în mod special pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Timpul, cu părere de rău, s-a scurs mult prea repede. Multe întrebări au rămas pe din afară. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a răspunde și mai multor întrebări din partea telespectatorilor. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic în această seară alături de noi. A fost Preasfințitul Marchel, episcop de Bălți și Fălești. Eu vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. O seară bună!